Hristos a înviat, adevărat a înviat. Iată ne ajungi la marea solemnitate a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul se înalță glorios din mormânt, învinge moartea, învinge păcatul, învinge întunericul și vrea să strălucească în viața noastră. În fiecare apariție a sa după înviere, Iisus Hristos adresează cuvinte pline de speranță. Pace vouă! De multe ori când apare Hristos cel înviat, se adresează cu aceste cuvinte. Pacea sa să ajungă la inima ta, să te învăluie, să cuprindă întreaga ta viață. Acea pace care să-ți dea bucuria interioară și forța de a-L mărturisi pe Iisus Hristos, de a arăta celor din jurul tău că El este prezent în viața ta. Nu vă temeți! Multe sunt situațiile care te fac să tremuri. În toate aceste situații, privește la Hristos cel înviat, care a învins ceea ce este rău, s-a ridicat deasupra mormântului. El este forța ta, El este ajutorul tău, El este viu, trăiește și te ajută în orice moment. La El să alergi atunci când teama se cuibărește în inima ta, când vrea să sape în adâncul sufletului tău. Aleargă la El, pentru că El este forța ta, El este Cel care te ajută, El este viu, El trăiește și vine în viața ta pentru a-ți dărui forță. Bucurați-vă! Hristos cel înviat să-ți dăruiască adevărata bucurie, acea bucurie care izvorăște din legătura cu El, din prezența sa în sufletul, în viața ta, acea bucurie a unei prezențe care îți luminează calea, îți luminează drumul, te mângâie în orice situație și acea bucurie care din inimă să transpară pe chipul tău, în acțiunile tale, în modul tău de a fi. Hristos este viu! El trăiește, vrea să lumineze întreaga ta viață, vrea să-ți dăruiască bucurie, vrea să-ți dăruiască mângâiere. Primește-L în viața ta. Ai grijă de inima ta, fii un vestitor al învierii. Hristos a înviat, adevărat a înviat.